Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu încă un episod de Crash Landing. În primul rând, probabil, în timp ce voi vă uitați la acest episod, eu mă chinui cu simularea la română, pe care, bineînțeles, o am astăzi. Și, na, urați-mi noroc, să sperăm că fac și eu ceva pe acolo. Deci, bine, nu cred că o să fie cine știe ce greutate, dar na, e cât de cât, adică, na, a fost ceva de învățat, mă refer din punct de vedere al operelor, al numărului de opere, gen, am avut vreo 7 opere de învățat, mă rog, nu să le înveți așa, nu vă imaginați că trebuia să le învăț așa ca papagalul. Nu, să înveți, să faci un comentariu despre temă, viziune, chestii de genul, caracterizări, probabil, de fapt nu că probabil, sigur. Deci, da, urați-mi noroc, dar cel mai probabil în momentul în care se va termina clipul, veți termina voi de vizionat acest clip, probabil eu deja am terminat și o simulare. Deci, da, să sperăm că o să fac ceva cum trebuie. Bun, acum lăsând treburile cu școlile și chestii la o parte, hai să revenim la episod, pentru că, na, de asta sunteți aici, probabil nu vă prea interesează foarte mult chestii de simulări și alte vrăjeli. Așa că hai să ne axăm pe Crash Landing, pentru că, na, nu mai avem foarte mult și trebuie să încercăm să facem să arate totul cât mai ok, în caz că vă dau mapa la download, în caz că vă dau mapa și vouă, să fie totul cât mai ok, cât mai drăguț, cât mai primitor, ca să, na, să vă distrați. Ok, hai să vedem. Păi, în primul rând, am omorât foarte multe vaci, am făcut rost de 2 stacuri de cărniță, am făcut unt, piele. Nu, am mai pus un stac acolo, am făcut un stac și 16 bucățele. Cum? Păi, pur și simplu. Bine, am scos ăsta, las că vă arăt, am scos ăsta, l-am pus aici că prea făcea multe vaci. Așa. Și după cum vedeți, am legat un cablu până la cuca măcăi aici. Pentru că de... Am scos itemele de aici din chest, le-am pus acolo ca să avem loc. Am 48 de oase, wow! Da, știu că arată foarte urât, dar... ce să-i faci? Na, nu vă faceți griji. În momentul în care vom avea și noi un Tesseract, ceva, atunci cel mai probabil o să schimbăm cablul ăla acolo, adică totuși. Nu m-au clipit să văd dacă pot să fac, nu, recipe, utility. Dacă aș putea să fac gen pâine cu 3 de astea. Ok. Nu, hai că facem cu uda asta. Cred că așa e mai ok, nu? Sau grâu sălbatic, nu știu, dar nu cred că am pus grâu sălbatic pe aici. De la o... Barley. Pare că grâu sălbatic cred că e. A, și mi-a zis cineva ce înseamnă partnership, țelină. Că, na, uitasem să caut și știți că nu știam în episod ce la partnership. Da, deci, mulțumesc tipul care mi-a zis. Partnership țelină. Nu-mi place deloc țelina. În realitate, bine, nici în joc nu-i cine știe ce, da? În realitate, țelina, mă rog, nu-mi place să mănânc crudă, gen. Dar așa, într-o salată cu morcoviori și alte chestii, cu maioneză frumos, e ok, e decentă. Nu era. Bun, acum hai să băgăm repede la făcut pâinică, să facem și noi niște asta. Niște cheeseburgeri și alte vrăjeli. Și după care... dar trebuie să facem și un purcel. Cred că ar fi ok. Și bineînțeles... Oh, 4 diamonds, ok. Bineînțeles. Bam. Hamburger. 100%. Și... shit, cum se făcea brânza. Nu mai știu cum se făcea brânza. Shit. Utility. Nice. Ok.
cu lăptic și sare. Ok, din câte știu, putem face așa, ceea ce e super șmecher. E chiar super șmecher, adică uitați-vă și voi, pot să fac lapte și smântânică infinită. Bine, asta e lapte. Lapte proaspăt, practic, deci putem să facem o grămadă de lapte. O grămadă de lapte. Bun. 32 doar? Ok. Bam. Laptele ăsta îl transformăm în heavy cream din asta, cremă din asta. Și alături de sare și într-o de asta. Oh. Ma. Cheese. Oh. Oh, asta e... Ah, shit. Ce bolovan sunt. Ok. Deci asta vine așa, asta vine așa și asta... Ok. Shit, nu merge. Trebuie să fie neapărat de asta. Ai, mă lași. Nu merge cu de-aia. Bă, mă lași. Fac, nu merge nici cu de-asta. Ești nemul? Utility? Oh! Ok, eram eu bolovan. A, uite-mă că merge, ești nebun. Eram eu bolovan. Ok. Ăsta și sare. Sare. Ok, și ăsta cu ăsta obținem de ăsta. Yummy! Ce bunătate, ce bunătate! Bam! Așa, mai avem și niște pâinică de asta, shit, hai să prăjim. Wow, ce bine merge, ești nebun. Fiți atenți ce putem face cu asta, deci spaghetti în ăsta, ok, super tare. Și, bineînțeles, putem să mai facem niște chestii gen asta, dar avem nevoie de salată, ok. Lasă așa. Bun, vreau eu să fac, dacă toți sunt aici, niște pantaloni. Pantalonași. Că, domne, trebuie, nu? Nu trebuie. E, și pantaloni ăștia de azi mai vreau să-i și enjantez. Bineînțeles, dacă avem un chest liber, să ne putem și noi încărca. Hai să băgăm un hopper. Și n-ați văzut nimic. Ok. Bă, fraților, nu mai știu unde am pus chestia aia. Știu că aveam la un moment dat un... de la... Spunem asta aici. Un... nu-mi vine. Rezervor din acela. Cum ar veni? Că la băgăm acolo. Ha? Stai că nu înțeleg. Ah, mai avea el, ok. Nu, să nu te mănânce. Hă? Ok. Nu! Firai tu să fii. Firai tu să fii. Ok. Da, am tot dispar mie itemele de acolo. Așa. Mai facem din când în când așa, pentru că nu știu ce are, dar nu vrea să umple și cealaltă jumătate acestui. Dar na. Las. Las că ok. Ah, hai frate, că avem o găleată. Bam, 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 bam. Merge. Hei, opa. Ok. Bă, a, nu încape. Ok, na... What? N-are energie? A, ba da. E, bun, și până se face chestia asta, lăsăm acolo, facem niște pantaloni super șmecheri, până ei să fac nouă nădrgei, hai să vedem ce quest-uri mai avem de făcut. Aha! AME Controller. Trebuie, domnilor, să ne apucăm de Applied Energy Sticks. AME Controller. Bun, hai să vedem. O să avem nevoie de foarte mult iron. Iron, ok. Bun, hai să începem să ne organizăm un picuț. Pentru că de Applied Energy Sticks and stuff. Și cred că ar trebui să facem un picuț de organizare, pentru că modul ăsta fără organizare
Cum eram? Ah. Așa. Ok. Credeți-mă, modul ăsta fără organizare nu ține. Nu ține deloc. Mai avem brânzică și alte chestii pe aici, ceea ce-i super. Ce putem face cu asta? Ok, unt. Opa, poate mor aici. Unt. Hai bă. Ah, ok. Deci avem unt. Mai avem nevoie de... Fuck, am și uitat ideea. Nebunie. Ok. Deci... Vine încă. Ah, shit, lasă, dă-l încolo. Nu mai contează. Okay, hai să ne culcăm și după să ne apucăm de chestia asta, că tot zic și nu fac nimic. Nu fac nimic, mai mult mă fuții de colo-colo și fac... Stai în pat, aia vrei și tu să dormi. Și tot fac chestii de bază. Ok. Chestii de bază pe care, bineînțeles, le-aș fi putut face și off-camera, dar... Andrei, ce să-i faci? Ok, good. Sunt vrăjele la o parte. Hai să cercetăm, oameni buni, să cercetăm ce avem pe aici. Bun, avem așa. Mă interesează în primul rând iron. Wow, foarte mult iron. Ok, hai să mergem să luăm niște găleți. Gen ceva de genul. Gen, what the fuck, gen ceva de genul. Ok. Deci am zis găleți, sticluțe de fapt, nu găleți. Alea vin acolo, bam. Verificăm pantalonii, ok, merge treaba bine. Mai umplem de două ori asta, perfect. Ah, mergem jos acolo, luăm apică. Ok, pulverizăm niște... Bam, bam, bam. Pulverizăm niște gravel din acela. Bă, de fapt, știi ce? Hai. Ia, bagăm tu, frate, aici, de ăsta. Așa. Ce mă interesează pe mine că îmi dublează. Lasă-mă, frate, în pace, că... Și așa produc infinit. Adică, de ce m-ar interesa să-mi dublez minereurile din moment ce oricum produc infinit? Nu? Deci, 2 ori infinit e tot infinit. Așa că, bitch, please. Nu ne interesează, ok. O să-i împăcate, nu mai are. Ar fi prins super bine. Să ne tripleze, dar las că e bine. Invar leggings. Nu, vreau să fac eu de diamond. Că de. O să-ți descurcă, e perfect. Hai la mai repede. Bun. După aia avem nevoie de redstone. Foarte mult redstone. Trebuie să facem de-astea. Nether quartz. Da, bă, frate. Opa. De asta ziceam eu. Shit, de asta ziceam eu, mă. Fa. Știam eu, bă, oameni buni. Știam, opa. Deci, am vrut să mă apuc odată de Applied Energistics ăsta, dar știam eu că mai era ceva ce nu am făcut, un lucru destul de important. Intitulat Soul Sense se numește. Oh. Opa. Bun, în timp ce ăsta îmi face iron acolo și ăla îmi face iron acolo, hai să mâncăm și niște de-astea, pentru că, de, și asta e bună. Când ne oferă? E, un ciortan e bun, e bun, e bun. E bun, hai că avem și noi mâncare mai ok acum. Ok, good. Good, good, good. Nu vă gândiți că o să facem cine știe ce în episodul de astăzi, dar... Meh. Bun. Deci, Soul Sand, am zis, ok. Ok. Ohoho. Ia priviți. I'm breaking 3, projectile protection 4 și turns 2 pe pantalonii de diamant enchantați adineauri. Bă, dacă tot facem chestiile astea, hai să ne enchantăm și noi și o căscălie, că mă gândesc, poate ne ajută... Să stăm și noi mai răcoriți o perioadă mai lungă de timp, gen, na, mă gândesc că, de, poate ne ajută, poate cine știe. Ok, hai, să vedem. Știu că mai aveam niște diamante pe aici, dar nu văd unde le-am pus. Ah, uite, mai avem două aici, ok. Căscălie, nu chestplate.
Așa. Imediat vă arăt și ce am în inventar. Deci, și deci vă arăt și de ce e chestul ăla gol. Bam. Ok. Aha. Nu, să nu te prind. Să nu te prind. Ok. Ah, bă, ce-i pârțiuțul ăla. Bun. Da, bineînțeles. Oba, chestul plin nu ne mai lasă să utilizăm grinderul. Trebuie să facem ceva aici ca să nu mai fie asta plin. Ok, îmi vine. Bun, poate că la merge, ceea ce e super tare. Foarte bine. Oba. Hai să vă arăt aici. Deci, știți că aveam 64 de stack-uri de cobblestone. 64-64, deci o grămadă de cobblestone. Ei, cu cobblestone-ul ăsta poți să faci așa. Și obții că press cobblestone, care conține 9 cobblestone. Ei, hai să mai facem încă unul. Cu 9 compressed cobblestone poți să faci double compressed cobblestone. Ok. După. Hai încă una. Bam, bam, bam. Cu 9 double compressed cobblestone poți să faci triple compressed cobblestone. Cu triple compressed cobblestone poți să faci quadruple, quintuple și așa mai departe. Deci toate chestiile astea le poți face foarte simplu, foarte ușor. Doar într-un d-asta. Gândiți-vă doar. Adică, wow, ia uite. Compress cobblestone, bam. Trei d-astea și tot așa poți să faci o grămadă de-astea compress bla bla bla. Și e foarte bine decât să stai să ai o grămadă de cobblestone băgat acolo, care să ocupe mult loc. Mai simplu, poate bagi așa compressed cobblestone și îți ajunge. Îți ajunge. Ok. Da? Asta doar așa ca un mic sfat în caz că vreți să băgați cobblestone și n-aveți loc. Dacă vreți să băgați foarte mult cobblestone, hai să ne uităm un picuț la extra utilities, că știu că puteți să faci. Oh, deci ultimul e octuple compress cobblestone, care conține 43.046.721 de bucăți de cobblestone. E un număr mare. E un număr destul de mare. Ok. Opa. E un număr destul de mare. Ok, știu că puteai să faci la un moment dat un lingou. Da, walrus. Ok. Și puteai să faci la un moment dat un lingou. Și era super tare, dar se pare că nu mai merge. Mă rog, nu merge în ăsta. Da. Lasă așa. Healing Axe, ok, Creative Builder. Ok, this cannot be crafted, but is found in dungeon chest, however. This is useless to back the... Na, mă rog, whatever. Whatever. Hai să avem grijă de ăsta înainte de a... Înainte de a trece la lucrurile mai complicate, hai să vedem dacă ne descurcăm noi cu căscălia. Încă puțin. Hai. Încă puțin tel și toate bune, toate frumoase. Sperăm că ne pică un protection 4. Ăla aș vrea. E super tare ăla. Deci da. Vreau să fac și niște canistre din acelea cu inimi, dar avem nevoie de Wither Skeleton. Și am încercat pe o mapă de creativ și în momentul în care faci un singur Wither Skeleton și încerci să-l spawneze așa cu grinder, cu spawnerul, nu merge să face scheleți normali. Ah, shit, serios, doar Protection 4, Projectile Protection 4. Mă rog. Scade temperatura, să mi se pare mie. Ok. Ok. Ia, fără asta. Crește, dar nu crește foarte... Ok, las că armura nu strică. Nu strică deloc. Ok, bun. Asta e foarte multe ori, ok, și nu-i bine. Vedeți că am foarte mult dăr la mine. Păi de ce oare? Avem aici...
Cactus seeds, nope. Grass seeds, nope. Nu mai știu. Peanut. Peanut e ok. Peanut e bun. Spruce seed. Nu mai știu eu. Seeds, de unde făceai seeds? Melon seeds, cactus seeds, nu. Alea, tain seeds sau ceva. Carrot seeds. Tained. Seeds, ia hai mă! Avate serios, utility. Ha? Grass seeds. Știu unde făceam noi, mă, parcă micelium. Că nu mai știu. Știu că erau niște semințe, dar nu mai știu... Nu mai știu de unde. Ne apropiem încet, încet de finalul episodului. Și... N-am făcut foarte multe. Hai să zicem că am încantat în episodul de astăzi. Am încantat aceste armuri. Și... Na, cam atâta. Dar aș vrea totuși, înainte de a încheia, să facem, să rezolvăm situația cu micelium și cu soul sand și după cred că e ok. Deci da, ca să faci micelium îți trebuie niște ancient seeds pe care le obții din sand, nu din dirt cum am făcut eu. Eu am strecurat un stack de dirt și m-aș fi așteptat să găsesc chestia asta, dar nu am găsit. E, din fericire mai aveam niște ancient spores în chestul ăla de acolo. Mă rog, unul dintre ele, că am mai mutat chestii de colo-colo, că știți că la începutul, mă rog, nu chiar la începutul seriei, dar în momentul în care am strecurat nisip, ne-au picat și chestii de genul și... Hai, frate! Și n-am avut și niște ancient spores. Am luat unul și l-am pus acolo. Cred că mai erau doi, dacă nu mă înșel, dar, în fine, nu asta e important. Că, na, nu cred că o să mai mut micelium de colo-colo prea curând. Deci, nu... Stați fără grijă, că e ok acum. Bun. Și ce vreau să fac? Păi, vreau să pun astea așa, să sperăm că se împrăștie la micelium mai repede. Vai. Să ne asigurăm noi că se împrăștie la. Ok. Am nevoie de țevi. De țevi. Ești mă de aici. Fluiduct și fluiduct, cred că avem nevoie. Că sunt destul de utile. Nu pot să zici că nu sunt utile. Hai să vedem. Deci, item dacă. Bă, să-mi prăștie asta, nu prea pare. Ok, lasă așa. Ok, deci. Bam. Prea-mi place mie ce ești aici. Da, me. E decent. Aici, bineînțeles, aș dori să fac un chest, să pun un chest. Hai repede să ciordelim unul de aici. Nu spuneți la nimeni că am ciordit un chest aici. Bă, dar m-ați disperat, bă, frate. Nu iar, frate, glumești. Bă, dar m-ați înnebunit, frate, cu bubuiturile voastre. Mamă, ia, spargeți, pulbere. Ok, acolo avem generatoare, nu contează. Bravo, mă, omule. Deci din... Nu mai zic nimic, din tot chestul ăla el s-a gândit, hai bă să-i trântesc generatoarele pe jos, că n-are nevoie, omul. Dă-i încolo, lasă așa. Aici băgăm un chest. Bam. Mamă, știu când te gândești că trebuie să pun toate astea așa în sus. Ok, bam. Opa, păi stai atunci că nu e... Bam. Ok, bam. Așa la. Și e perfect. Acum. Bam, bun. Hai că se răspundește bine. Trebuie să luăm doar niște apica de jos, dacă nu mă înșel. Vedem cum stă. Generatorul stă perfect.
Generatorul stă 100% perfect. O să trească să sprim acum cu apa cum facem. Ia să vedem noi. Și, bineînțeles, nisip și alte chestii. Hai să vedem dacă avem niște nisip totuși. Pentru că de nu avem nisip. Shit. A, uite. Ba nu, nu e nisip ăla, firar. Avem gravel, oare? Avem bulgări. A, uite, niște gravel, ok. Perfect. Pac, pac, pac. Bam, 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 bam. Opt d-alea. Excelent, frate, excelent. Nutritional value. Mamă, trebuie să facem off-camera niște de ăștia. Știu că am mai zis, da, na, ce să-i faci. Am zis că fac și de ăștia pentru episodul de astăzi, dar se pare că nu prea am apucat. Ciuciu să meargă, evident. De ce ar merge oare? Mă gândesc. Nu spune că trebuie să stau să activez astea. Oh my god, trebuie să stau să activez toate astea acum, serios. Ei, Ciuciu să meargă, ce să meargă? Să meargă și el? Nu. Nu, cum să meargă, frate? Cum, băi? Ce? Trebuie să meargă el? Nu. Nu există să meargă. Nu există să meargă. Fuck it. Bă, deci mă enervezi. Mă enervează chestia asta. Mă disperă. Bun, hai. Gata. Trebuie să încheiem episodul acum. Dă încoacă, mă disperă chestia asta. Automatizez eu camera și ne revedem în episodul de marți, adică de mâine. Și după aceea, na, asta ar fi. Că văd că on camera cam pierdem vremea degeaba. Nu facem nimic productiv și nu e bine. Nu e bine deloc. Bun, ok, hai să vedem. Asta face așa. Good. Dar oare activează și alea? Nu le activează. Ei, aici poate o să facem noi un panou de control ceva. Vedem cum meșterim, cum facem. În mod normal trebuie să iasă destul de ok. Hai să vedem. Hai, nu așa, așa, 100%. Pe bune că nu mergi? Pe bune? Ok, bun. Las, mă ocup of camera și probabil o să facem asta manual. Dacă nu merge, și asta e item bag, da? Bun. Dacă nu merge, aia e, ne chinuim și noi cu niște transfer node-uri și na, noi bai. Bun, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!